Băi, ăsta lui Cocoșel. Fratele lui Cocoșel. Mi-e scârbă să pronunț numele tău, pentru că tu ești un handicapat, dacă îți dau un... Ai înțeles? Dacă îți dau un pumn oriunde în corp, te omor din primă. Oriunde. Pregătește-ți banii, miile, să plătești la lumea, șmecheră. Tu pregătește banii. Să pregătești să te apere. Că să moară fata mea dacă nici lumea șmecheră, dacă poate să te apere la dreptatea mea. Eu am îndurat 2 ani de zile niște chestii, niște treburi. Costi Ioniță din țigănie știe despre ce vorbesc. Costi Ioniță, mă cunoști din generală, de la școală. Tu mă cunoști. Bun. Fratele tău mă cunoaște. Ați devenit bărbați, tați la rândul vostru, familie la rândul vostru, cum am devenit și eu și toată lumea. Bun. Să moară fata mea dacă nu scot adevărul la iveală acum în mod de față. Deci a fost Costica lui Gheorghe Țiganu, Costică a lui Gheorghe, repet, fratele lui Gianni, al lui Sorin, al lui Nicu, al lui Vasilică, a fost de madur la spital cu fratele lui Cocoșel, cu Marius. M-a dus la spital vecinii mei, cunoștințele mele de toată viața care am fost în general cu ei și mi-a făcut poză și a trimis la București ca și cum m-a bătut Mircea Nebunul. M-ați făcut să cad pe om, să înjur pe om, iar voi păreți nevinovați. Atâta timp cât Costica lui Gheorghe Țiganu mi-a spus așa, Marius al lui Cocoșel ți-a făcut poză. Pentru ce motiv ai trimis tu poza Marius al lui Cocoșel la București? Când aveam capul crăpat de sânge, când eram în spital și vorbeam cu doctorul, fără aprobarea mea, ai trimis poza la București să spună că ai trimis Mircea Nebunul oamenii. Că am vorbit cu Mircea Nebunul în privat. Și Mircea Nebunul e prea mare caracter și prea mare om și prea mare inteligență față de mulți șmecheri în lumea asta și a vorbit la dreptate omul. Voi credeți că aveți calele de scăpat? Că vă aprobă șmecherii? Că eu credeți că n-am putere, că sunt amărât, că sunt fraier, că sunt gutare. Ok. De ce voi vecinii mei de două, trei case ați făcut poză la spital care m-ați dus voi la spital? Eu n-am vrut să merg cu voi, m-ați dus voi la spital după bătaia care am avut-o la Borcea și mi-ați făcut poză. Pentru ce motiv? Vreau să știu și eu motivul vostru de la FT Sat. Cocoșele, vreau să știu și eu motivul lui fratele tău. De ce a făcut poza și a trimis-o la București? Eu am avut scandalul la Borcea. Cu cine am avut, cu cine l-am avut, nu mai contează. Cu a regrez eu pe treaba mea. De ce și pentru ce a făcut Marius, fratele lui Cocoșel, a făcut poză și a trimis-o la București. Că Mircea Nebun a zis așa, n-am cum să particip la un scandal în care eu nu am fost. Am vorbit cu Mircea Nebun. Să-i dea Dumnezeu sănătate la fata lui, la mulți ani, că e ziua la fata lui, la familia lui, să-i dea Dumnezeu sănătate și tot ce iubește. Bun. E o oră târzie. Dar nu e o oră de uitat. Nu mai râdeți că râdeți anapoda. În primul rând. Râdeți anapoda. Eu am stat așa și am calculat atât timp de vreme și atât timp zic, bă, de ce Marius ăla al lui Florin, al lui Cocoșel,
A făcut poza atât timp cât eu nu i-am greșit niciodată. Lui fratele lui Cocoșel. Dacă greșeam într-o vâșmecherie și el a vrut să facă poza aia care mie mi-a rămas împridată în cap și a trimis-o la București. Ce a vrut să facă el, ce a vrut să facă, a ieșit adevărul la iveală. A ieșit adevărul la iveală. Băi, Marius Cocoșel, al lui Florin Cocoșel, din țigănie, cumnatul lui Marius, lui Costi Chioru și al lui Ioniță Chioru. Da? A fost Costica lui Gheorghe Țiganu, Costică, Costicioară, Costica lui Gheorghe Țiganu. A fost cu tine care m-a dus la spital? Ei, l-ai fost sau să-l las și o să-l bag pe YouTube? Oricum nu-l bag eu, că eu nu știu să bag pe YouTube. Bagă lumea. Râdeți, râsul și înfuriile e pe voi și pe familia voastră și pe morții voștri. Eu vorbesc la dreptate. În momentul în care a dus discuția la oamenii acolo sus, acum vă vine răsplata. Cum vă vine răsplata? Și cum vă vine fapta? Depinde pe unde mergeți, că vă iau viața. Eu nu vorbesc la mișto și care mă cunoaște știe că vorbesc la dreptate. Ei, hai să discutăm cum trebuie. Băi, Marzoanu Cocoșel, mi-a zis Costica lui Gheorghe Țiganu că tu ai făcut poza. Că nu a făcut-o el. De ce ți-ai permis tu să faci poză mie? Băi, orfanule, că ai 1 metru înălțime. Ai înțeles? Ai 1 metru înălțime. Iar discuția asta care o duc eu acum, ea e reală. Să moară fata mea dacă nu mi-e nici a nebunii prea inteligent și prea șmecher pentru multă lume. M-am discutat cu l-am înjurat. M-a iertat. Care a înțeles omul din greșelile mele, a înțeles durerea mea.